să ne implicăm. Nimeni nu vrea să accepte așa ușor. De ce? Există, n-ar mai trebui să ne explicați. Pentru că Ișoara nu-l lasă. Ișoara sunt cei 30, grăma, vedem ceva. Deci cei 30 controlează creația asta pe trei felii mari. Da? Acest Ișoara nu te lasă să recunoști sau să realizezi că tu ești Brahma. De ce? Că el însuși nu realizează sau nu vrea să realizeze că e de Brahma. Și zice, cum stă? E prea frumos acum. Nu, el, dacă e fiecare celulă, fiecare individ ar dispare așa, s-ar evapora, nu, pentru că eu pun întrebările astea sunt pentru că e motiv personal. Pentru că eu însă mi-am studiat și practicat Advaita pentru nu mai știu câți ani, am făcut două teze în domeniul ăsta. Ajungând să renunț la, deși eram un propovăduitor și un adept al Vedantei, ajungând să renunț la a crede, de a mai considera Advaita Vedanta ca un ca o filozofie personală, cum am făcut în timp. Pentru că, din toate motivele acestea, din toate scăderile ei, așa cum faceți la asta, cum am făcut și eu și așa fac și alții mai știi, când se poate răspunde, făcând referință la școala Advaitină, la Advaita Vedanta, atunci se dau răspunsurile clasice, nu stabilite, teoriile acelea frumoase. Când întrebarea pune în evidență tocmai contradicția din interior, se sare, se lasă, pardon, aceasta este Advaita Vedanta, sunt texte, sunt școli, Advaita de fapt este principiul. Dar între cele două nu există continuitate, este doar o scăpare dialectică. Și așa face Shankara tot timpul, că se duie cupa de Shasahasa este cea mai, este exemplu cel mai relevant de astfel de cotituri. Da, dar nu cred că e un text, nu e un text principal. Deci l-am inclus nu e textul principal, dar este singurul text în care, nu este un text comentarial, autentic. Toate celelalte sunt dubioase. Atma, Bodha și Atma. Asta e singurul text autentic. Menționat de doi discipoli, menționat de Vașca. Toate celelalte au și autori diferite. Și Viveka Chudamani? Viveka Chudamani nu este autentic. Nu? Asta e istoria. Dar știu. Dar Upa de Shasahas este singurul text în care nu există dubiu. Este care este dubiu că este autentic. De ce? Asta e istoria. Eu am făcut deci, o teză în Upa de Shasahasi. Și chiar s-au făcut exact teză invers. Upa de Shasahasi, cine? Nu știu. Nu știu că nu există. Te găsi? Nu, eu nu este sens găsi. Acum am vorbit serios. Deci Upa de Shasahasi este singurul text fără îndoială autentic. De ce? Îl menționează Sureshvara, îl menționează Bhaskara, într-un text anti-Shankara, polemic. Se face iarăși referință în alte texte contemporane. În schimb, toate celelalte Prakaranas sunt nu numai nemenționate în perioada lui Shankara, dar sunt menționate pentru prima dată, cu mult mai târziu, au și teorii care nu îi corespund lui Shankara. Nu asta vreau să spun, dar Upa de Shasahasi este singurul text fără îndeală autentic dintre Prakaranas și, spre deosebire de celelalte, este un text non-comentarial. Adică, Brahma Sutra Bhasha nu știe exact ce crede Shankara. De ce? Pentru că el e obligat să comenteze Brahma Sutra. În schimb, nu poate șasa. Și sunt multe lucruri care nu poate șasa. Azi nu corespund cu Brahma Sutra Bhasha sau cu alte comentarii la Upanishade. Când Shankara comentează Brihadaranyaka Upanishad, el e obligat să comenteze teorii care nu-i corespund, care nu sunt ale lui, da? Sunt sutras care contrazic Advaita Vedanta și el totuși le comentează. Deci de asta Upa de Shasahasi este textul fundamental când vorbim de Shankara. Pentru că acolo, într-adevăr, el spune ce crede. În plus, este un text folosit, nu? Pentru predarea discipolului. Da? E un dialog între prima parte, cea metrică, un dialog între maestru și discipol. În cea de-a doua, e o metodologie pentru profesor, cum să predea Advaita. Și acolo, chiar în acest text, Shankara, acolo se pune problema a cui este avidia. Și el dă replica. Însăși, de la Shankara se vede că, de fapt, întreaga filozofia advaitină nu are alt sens. Nu are un sens de comprehensivitate, ci unul praxiologic. Adică exact cum este și yoga. Nu întâmplător există acel comentariu Yoga Sutra Bhasha. Să
cred că e bine. Deci nu dintr-o pasiune de polemică la pus întrebările astea, ci dintr-o... Nu pot să vezi. Da, da, prezintă de știință. Pentru mine, în ce vorbiți prea mult despre scolastică și oricât, chiar și eu, cât m-am ocupat de cartea asta, eu am făcut-o, eu nu, mie nu-mi place să scriu. Mai mult îmi place să vorbesc, mi-e mult mai ușor să comunic așa decât să scriu. Dar am fost împins de la spate să o fac. Deci am zis, asta e, dacă sunt forțat, mă apuc și o fac. De la colectarea textului până la editare și tipărire, nu? Publicare. Când am terminat, am zis, nu vreau să mai fac a doua carte, nu vreau să mai aud. Și am simțit că s-a terminat. Dar atunci, când Brăzișoara vorbește de yoga, nu asta folosiți contraargumente din Advaita Vedanta. De altă parte, când îi se spune că Advaita Vedanta nu ține, spuneți că asta... Așa? Pardon. Lăsați Advaita Vedanta, că îți faci Advaita. Nu, deci... Deci, pentru că ea nu vă zic, dar puteți face altfel. Nimeni n-a putut face altfel. Tocmai pentru că nicio filozofie nu se vește atunci când se pun întrebările concrete de cum să faci. Acolo se vește o praxeologie. Poate și fiște de intuiție. De asta... Se spune intuiția. Este adevărată afirmația sau nu este adevărată afirmația? Și dacă tu simți că este adevărată, pornești pe ea. Dacă nu simți că e adevărată, în ce studiezi? Dar asta are valoare strict individuale. Individual, nu? O trecutare, până la urmă. E individual. Individual. Da, dar era vorba de comunicare. Vorbim că, referindu-ne la separare, mă gândeam așa, deci la un moment dat cu... e reală sau nu e reală? Dacă o consider reală, spre exemplu, e corpul uman și știi că în secunda asta nu mai este același cu cel care a fost în secunda trecută. Asta înseamnă că, practic, niciodată nu te mai poți întoarce la punctul de pornire, de unde ai plecat. Deci, și... Pe când, dacă mergi pe ideea Advaitei și consider că Maya e totul o iluzie, nici n-a existat în realitate, Brahma rămâne într-adevăr așa cum e de clar, neschimbat. Deci, și e foarte ușor să ajungi să înțelegi totul și să... Da, asta nu e tipic. Să dai valoare, să dai valoare Advaitei. Ideile filozofice sunt cele mai răspândite de școlile filozofice indiene. Nu, asta e specifică Advaitei. Și totul, e elementul de bază, mi se pare mie. Cum? Elementul de bază. Adică, efectiv, îți spui că eu sunt Brahma, nu? Da. Eu nu am... Deci, eu sunt Brahma este o afirmație despre un fapt care deja se întâmplă. Da. Să pui afirmația înaintea faptului, este Maya. Să fii Brahma și după aceea să faci afirmația de dragul spectatorului. Asta înseamnă Brahma. A fi Brahma. A fi... E conștientizarea, practic. S-a venit în Brahma. Faptul că spui că ești Brahma sau că sunt o macă, n-a nicio relevanță, este limbaj și cum vine, așa pleacă. Cel mult e ceva mental, care și ăla, conținutul ăla mental, se schimbă și se poate elimina. Faptul că ești Brahma nu depinde de limbaj și nu depinde de ceea ce gândești. Dar pentru liniștea căutătorului, Stată că nu te lasă așa de... Mental... Hai, la limbaj nu poți să stai să țip mereu. Eu sunt Brahma, nu sunt Brahma. Dar mental poți să faci, taci, mergi pe stradă, meditezi asupra acestui ritmi, acestui concept. Eu sunt Brahma. Și pentru mine, liniștea ta mentală sau realizarea ta mentală într-un final, trebuie să practici asta. Dar în realitate, Brahma nu beneficiază, nu crește, nu descrește cu această practică. Și atunci am să nu mai să zic, n-am cu ce să vorbesc, nu-mi pare rău. Dar ca să accept și să ajut pe cei care zic eu că au nevoie de ajută, trebuie să mă fac că le văd problema. Altfel, nu există problemă reală, ci problema aparentă întotdeauna. Da, vreau să întreb ceva practic. Undeva la... Practic la început...